oameni buni, ultimul concurent din competiția verii și anume încinge grătarul Cămsare. Muștaru a vrut să-i dea gata pe jurați cu niște preparate care nu țin neapărat de grătar. I-a ieșit combinația asta, vedem acum în imaginile, iar la finalul materialului aflăm cine sunt mari finaliști, iar săptămâna viitoare avem finala. Mă numesc Avram Dănuț, locuiesc în comuna Berceni, Ilfov. Pentru astăzi pregătesc doradă și lup de mare la grătar, ciupercuțe, ceafă de porc, piept de porc, frigărui de berbecuț, scăricică de porc, pastramă de oaie, legume la grătar și cam atât. După ce am făcut prezentarea produselor, să încingem grătarul Cămsare Muștaru. Ia să vedem. Am înțeles că sunteți pasionat de grătare, din câte văd. Da, sunt pasionat de grătare de mic. Am crescut la țară de mic și întâmplător tatăl meu a fost vânător și îmi făcea numai grătare când. Chiar și la grădiniță mergeam mai cu picat de iepure la ghiozdănel de tablă era pe vremea atunci și mergeam numai cu carne de vânat la grădiniță. Cum ați ales să vă înscrieți la concursul nostru? Cum am ales? Da. Eram în spital, m-am operat de tiroidă și am văzut emisiunea la Măruță și așa am ales să mă înscriu. Acum îl curlesc că mai are păr pe el. Următorul pas este pregătirea legumelor pentru a fi puse la grătar. Cine este pofticiosul familiei, să zic așa, cel care... Nevastă-mea, dacă n-are un pic de cărniță, nu se simte bine. Deci tot timpul îmi spune, hai mă un pic de cărniță, măi, hai mă să o mai lăsăm nimic. Mama îmi făcea, nu mai pui la grătar. Acum, vara, când începeau puii de găină să se facă măriciuri, spre toamnă, îmi făcea mai pui la grătar. Dimineața mă trezeam în stratile cu un pui și cu mujdei. O să pun peștele pe grătar, pun doi lup de mare și două dorade. Dar văd acolo că aveți un disc special. Aici am un disc special din silicon care nu lipește. O să încerc acum să pun și frigăruile de berbecuț. Le-ați condimentat cu ceva anume? Le-am dat cu ulei de măsline și spre sfârșit o să le dau cu sare, piper și cimbru. E bine. Așa, și acum o să pun și niște pastramă de berbecuț. Acum încerc să iau peștele și să-l așez pe acest platoaș. Da, poftiți? Bună ziua! Bună ziua, poftiți, bună ziua. Vă rog! A nimerit bine? Foarte bine! Haideți, poftiți! Bună ziua, bine ați venit! Avram! Domnul Orlando! Bună ziua! Avram, îmi pare bine! Vă rog, poftiți la masă! Avem o cununie! Nu e cununie! Nu este! Nu este! Am prins grătarul! Ca să nu sară mușoară! Vă rog, luați loc! Haideți să avem poftă. Doamne ajută. Să încercăm să... Poftă avem, da. Poftă, avem, da. Și putirință pentru câte da. Ce să începe? Să... Cum începe? Mai am o surpriză, chiar da. Două mai am. Încă două surprize. Da, dar după ce... Da. Desert? Nu, mai am niște jumări și sărmăluțe în oală de lut. Fierbe. Am găsit un om pasionat, Orlando. Asta este ideea. Ia. Altceva. E suculent, e... Dar la grătar, pe o folie de silicon. Deci băieții au filmat. Deci nu e direct pe grătar, pe metal. Da. Faceți des asta? Da. N-a nimerit-o, știi ce faci? Lămâia mujdei îl face să fie cel mai puternic. Da? Mie îmi place, mai puternic îmi place chiar mujdeiul. Serios? Mămăligă aia?
E la tuci, așa, la ce om? Da, la ce om, mestecat cu bormașină. Cu cine? Cu autofiletant. Nu găsim și autofiletant. Stai, mă. Nu. Cum a zis? Autofiletant. Stai, mă, aveți pe filmare. E prinsă în șuruburi, în nituri, în mestecată ceva? Mestecată doar, nu a. Și prinsă. Da. Adică cu daia de... Da, 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 exact. Exact, care îi folosesc ca garlam. Păi o folosesc numai la mămăligă sau mai, o mai păi folosesc la nu mai. Uitați toate lămpile și de turnici și de tot. Nu, numai pentru speciale. Da. Pastrama de berbecuți. Ia uite. Uite, o vezi? Hai că asta chiar arată bine. Da. Vezi ce mișto e făcută? Da. E bine făcut. Bine, și culoarea se păstrează că a avut sare pe ea. Nu? Nu am avut-o la marinată. De ieri pusă. Și cu boabe de muștar, cu ierburi, cu... Păi, bun, da. Hai, mai departe că avem o grămadă de treabă, domnule. Păi iau mai... Aha, mai ușor. Ia, mai ușor. Uite, frigărui. Frigărui. Asta e din ce sunt? Tot de pe cu sunt. Nu iese. Ia, trage-o. Nu iese, băi, nene, uite. E lipită, nu iese. E lipit. Rupe. Rupe. Face chipă bună cu domnul. Păi, da, bineînțeles. Hai că să la frigărui a cam luat-o... Ce-a făcut? În partea alta. Adevărat? Le-a ținut prea mult? Păi vezi, vezi, da, nu ne simțeam și noi bine, da, acum am găsit-o la... Eu așa sunt, ce să fac? Dar foarte bine. Ce să da. Fac? Ia să vedem. Dar poate... Ce, da. Ce ne mai spune să mâncăm așa bun de aici? Păi, ce să vă spun? Vă spun pastrama să mi-a plăcut da. Mult. Peștele da. E pește, pastrama e pastrama. Corect. Ce aici? Băi, băiatul de... Câtă muncă, tu-ți dai seama că... Am muncit omul ăsta, cred că 2-3 zile până... Să ne aștepteți, s-a pregătit. Povestiți-i cu pastră. Gata, v-ați... Foarte bune, foarte bune. Domnul Avram, vă mulțumim din suflet. Să fiți sănătoși. A fost mai stai puțin, o bucurie și o plăcere. O să... Pare bine. Cred că sunteți într-un mare pericol. Dar o să aflați dumneavoastră la sfârșit după ce îndrăm notele. Și eu am așa o vagă impresie că s-ar putea, nu știu de ce, că nu știu care sunt notele celorlalți concurenți, dar am o vagă impresie că s-ar putea să ne revedem cât de curând. Cred că a fost făcut totul foarte strategic, pentru că ultimul concurent a fost ceea ce trebuie. Ți este imposibil să nu vezi pasiunea și căldura cu care povestește despre mâncare, despre mâncat. Se vede și pe el că este mâncat bine. Nota pentru originalitate. Na, cum este foarte ușor să mă gândesc la altă notă în afară de nota 10. Nota pentru prezentare. Deci o să rămân foarte sigur la nota 8. Nota pentru gust au fost perfect echilibrate și nota mea pentru tot ce am mâncat astăzi este 8. Trebuie să spun că este pentru prima oară în viața mea când am petrecut Revelionul într-o lună de vară. Am mâncat ca de Revelion, am niște mici observații, a lipsit tortul, au lipsit artificiile. E adevărat, încă nu e 12 noaptea, s-ar putea să urmeze. Băi, vă dați seama voi, oameni buni, gândiți-vă așa. Luna asta în care suntem noi acum, cald afară, nenorocire, 35-38 de grade, nu știu câte sunt, și omul ăsta s-a pregătit, cred că 2 zile, cu tot, cu baiți, cu nu știu ce, cu tralalauri, și cu o oală de sarmale, cu 100 de sarmale. Eu nu știu dacă vă dați seama pe căldura asta ce înseamnă să stai să mai fierbi încă o dată o oală de aia de sarmale și la foc mic, le-a fiert 6 ore! 6 ore le-a fiert într-un vas special de lut. Iar proporția dinăuntru era absolut senzațională. O să mergem abrupt spre note și o să zicem așa. Vorba mea, cum ar veni să vorba mea? Na, vorba mea. Gică Hagi, ce număr avea Gică Hagi pe tricoul lui? Atenție, 10. Așadar, nota pentru originalitate este Gică Hagi. Pentru prezentare, nu o să fie Nadia Comăneci, nu o să fie 10, dar o să fie pentru prezentare nota 9. Trecând la gust, mergem direct pe bârnă, paralele sol, 10 Nadia Comăneci. Scurci la obiect. Dănuț Avram a fost ultimul concurent. Iată finaliștii. Interesant clasamentul.